Bun găsit, dragi prieteni, ne aflăm la Hemeiuș, în județul Bacău. Așa cum v-am obișnuit, Exclusiv TV este întotdeauna alături de dumneavoastră cu momente deosebite. Iată, suntem la un concurs internațional ecvestru, Cupa Decebal la Hemeiuș. Cred că am mai spus o dată, dar o să vă rog pe cei care sunteți împreună cu mine aici să vă prezentați. Bună ziua, sunt Marius Curcă, sunt președintele de concurs al... Cantus President. Yes. Deci eu sunt cel care mă ocup cu organizarea alături de proprietarul bazei aici de la Hemeiuș. Doamna este arbitru internațional de 3 stele din Bulgaria, doamna Ruja. Hello, Romania. Hello and thank you. I'm Ruja Netkova Ivanova from Bulgaria. I'm the level 3 international judge in endurance. I'm thankful and very happy to be here for my first time. Haideți să și traducem în limba română. Deci doamna Ruja este arbitru de nivelul 3, special pentru anduranță, deci un nivel foarte mare la nivel internațional și se bucură să fie aici alături de noi pentru prima oară în Bacău. Cum vi se pare România în acest moment, mai ales în această zi de vară? How do you find Romania now and this perfect summer day? I always like to come to Romania because I'm not for first time here at a competition, so I like the people, I know the people and I feel like at home. Thank you. Concurenții cum vi se par? Au emoții? Sunt pregătiți pentru concurs? How do you find the riders, the competitors? Are they well prepared for competition? They have emotions? Cum i-a simțit? How do you feel them? I feel them today very excited for the pre-ride inspection and we will know more tomorrow. But I think they will do their best. Deci deocamdată la inspecția preliminară veterinară erau foarte bine pregătiți, nerăbdători să participe, dar vom afla exact ce se întâmplă mâine după concurs. Îl cunoașteți pe cel care se ocupă de, care este antreprenorul, care este anfitrionul acestui concurs internațional? Do you know the guy who is doing all this, who's organizing the competitions and owns the all this base? Yes, I know him. We were yesterday and today whole day together and we prepared everything together, so we know each other and we are already friends. Ați vorbit cu el, ați discutat problemele organizatorice? Have you talked about the organizing? Cele care țin de regulament. Da, tocmai am spus chestia asta, că au fost astăzi și ieri toată ziua în pădure și pe traseu și au marcat și au făcut, I just translated what you said earlier. No, I don't see any problems now with the organization. I think everything will go well and we have all the officials here, so everything will be fine. Puteți să ne mai spuneți câteva asemenea concursuri la care ați mai participat în calitatea dumneavoastră de arbitru? Can you tell us some more competitions that you attended as a official? In like, România sau în Europa? In România or in other countries? I'm visiting every year Buftea for the international and the Balkan championship and I was in Italy, in Germany and in Greece, in Bulgaria also all competitions, so this year maybe in Ireland and so on. Mă bucur. Da, deci doamna are o experiență foarte vastă în domeniu. Sigur, a enumerat doar câteva locuri unde a fost. La Buftea, vine în fiecare an aproape, la campionatul balcanic, se duce în Italia, în Germania, anul ăsta se face în Irlanda, Italia, deci cam peste tot. Pe finalul discuției noastre, cum vedeți competiția care va avea loc mâine, în special, cred că va fi ziua cea mai importantă? Da. How do you see the competition tomorrow? What was to expect for tomorrow? The track of the competition is very technical. I like such tracks. The riders must ride very smart and technique and not to make too much speed, so this is not a speed track but very technical speed, so I expect smart riding and good results. Dacă ar fi să faceți o recomandare concurenților, care ar fi principala regulă pe care trebuie să o respecte? Give us a main rule, a main advice to respect for tomorrow, for the riders.
The best is to look for the welfare of the horse, so not to ride too fast, and to look after the signs of the horse, what is the horse saying to you with his body, and not to ride too with big risk. Thank you very much. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni. Iată, noi o să mai discutăm și cu organizatorul acestui mare concurs. O să discutăm chiar și cu unul din concurenți. O să vedem pe cine va alege domnul Ionuț. Vă urăm succes tuturor concurenților. Mulțumim arbitrilor. Mulțumesc prietenul meu pentru că m-a ajutat la traducere și este un bun vorbitor de limba engleză. Toate cele bune. Un mesaj pe final pe care îl adresați românilor de aici, din Hemeș. A message for villagers from the Hemeș, something, say something to them. Good luck to all participants tomorrow and you are all invited to visit us tomorrow. We are here all day. Dragii mei, sunt Eugen Ungureanu și rămâneți aproape de noi.